Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Cum și-a luat Migie carnetul? Ascunzându-și chipul mic după capul lățos și negru al lui Migie, Carl se abținu cu greu să nu plângă. Migie fusese întotdeauna cel mai bun prieten pe care un băiat l-ar putea avea. Carl nu putea alerga și nu se putea juca la fel ca alți copii, dar lui Migie nu-i păsa. Nici l-a apucat bine Carl să iese din casă, tropăind din cârjă pe trotuar, că Migie se și aținea întotdeauna cât mai aproape de el. Acum Carl nu mai putea păstra câinele pentru că nu avea bani să-i plătească prietenului său fidel carnetul de identitate, iar legea spunea că fiecare câine trebuia să aibă un astfel de carnet. Lui Carl i-a venit o idee. Instructorul meu de la școala de sabat spune mereu că Iisus răspunde rugăciunilor noastre. Îi voi cere lui Iisus să mă ajute să te păstrez, Migie, i-a spus el animăluțului, iar Migie a dat din coadă ca și cum ar fi înțeles fiecare cuvânt rostit de Carl. Chiar atunci, Edie, cel mai bun prieten al lui Carl, trecea fluierând pe stradă. Era în drum spre un centru pentru a cumpăra o pereche de patine nou-nouțe. De mult timp strângea bani pentru a le putea cumpăra. Edie s-a așezat jos pe trotuar lângă Carl pentru câteva minute. A început să se zbenguie cu Migie, apoi l-a mângâiat. Iar Carl a început să spună lui Edie despre rugăciunea sa. Sunt sigur că Iisus o să mă ajute să-l păstrez pe Migie, a spus el fericit. La scurt timp, Edie s-a ridicat și și-a văzut de drum, dar gândul e rămas la micul Carl și la Migie. Bietul meu, prieten, nu prea are des ocazia de a fi fericit, și-a spus Edie, și dacă nu-l va mai avea pe Migie, va fi foarte trist. Edie oftă. Cineva trebuie să cumpere carnetul acela de identitate pentru câine. Își dorea foarte mult să-l ajute pe Iisus să răspundă rugăciunii lui Carl. Dar ce era de făcut cu patinele pentru care strânsese de fapt banii? Patinele vor trebui să aștepte, a decis Edie în cele din urmă. Apoi s-a întors din drum și s-a dus direct la Carl și la Migie. Mi-l dai și mie pe Migie o noapte? L-a întrebat Edie pe prietenul său. Carl și-a strâns în brațe animăluțul de companie, apoi a zâmbit. Sigur, ți-l împrumut, i-a răspuns lui Edie. Știu că o să ai grijă de el. A doua zi de dimineață, Carl stătea pe treptele verandei din spatele casei, uitându-se la câțiva copii care se jucau. Lui Carl era tare dor de Migie. Dintr-o dată, un animăluț a apărut de după colțul casei. Din două săritori, un câine fericit a aterizat în brațele lui Carl. Migie, a strigat el, în vreme ce câinele i s-a cuibărit în brațe. Când să îl mângâie pe urechi, Carl a dat de ceva agățat la gâtul lui Migie. Ochii au început să-i strălucească. Ce credeți? Migie avea o zgardă nou-nouță, de care atârna un mic medalion strălucitor, semn că acum avea carnet de identitate. Iisus mi-a răspuns la rugăciune, a strigat Carl. Îți mulțumesc, Iisus, că m-ai ajutat să-l păstrez pe Migie. Într-o căsuță nu departe, Edie zâmbea fericit în timp ce număra mărunțișul care îi mai rămăsese. Mă bucur că l-am ajutat pe Iisus să răspundă la rugăciunea lui Carl, își spuse el. A fost atât de interesant să-i cumpăr carnetul lui Migie și patinele le iau eu altă dată. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!